Un loc care te uimește de fiecare dată când îl vezi și în care vrei să revii mereu. Și ajuns aici, n-ai cum să nu te întrebi cuprins de admirație. Oare cum s-a format acest veritabil muzeu natural, cu o vegetație luxuriantă în care își au căminul sute de specii de păsări? Să începem cu Dunărea, al doilea fluviu al Europei după Volga. Izvorăște din munții Pădurea Neagră, trece prin 10 țări și 4 capitale și după un traseu aventuros de 2860 de kilometri, se varsă în Marea Neagră, în apropierea pădurii Caraorman. Delta și de a se vărsa în Marea Neagră, Dunărea sau, cum i se mai spunea de-a lungul timpului, Danubius, Histru, Donaris, Rio Divino, se desparte în cele trei brațe principale, Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe. Dunării este de aproximativ 6300 de metri cubi pe secundă, din care Chilia transportă aproximativ 60% din debitul total. Delta propriu-zisă este cuprinsă între aceste trei brațe, la care se adaugă complexul lagunar Razim. Acestui tablou viu exotic, considerat cea mai nouă formă de relief a României, a început în urmă cu aproximativ 13.000 de ani, prin depunerea mai multor straturi de aluviuni succesive, pe locul unui fost golf marin, care treptat a devenit liman, apoi delta. De curând, unele cercetări ar putea schimba radical istoria acestei zone. Se crede că în zonele Mila 23, Letea și Caraorman există elemente care indică prezența așezărilor umane încă din anii 4800 înainte de Hristos. Thank you.
Delta Dunării are o suprafață de 4.340 de kilometri, dar crește anual cu 40 de metri. Bancurile de nisip și plaurii de aici se deplasează permanent, pe măsură ce fluviul depune 67 de tone de nămol la capătul călătoriei sale. Reprezintă cel mai mare sistem de purificare a apei din Europa, filtrând apa Dunării la intrarea acesteia în Marea Neagră. Și aluviunile aduse au apărut grinduri, formându-se mii de canale, gârle, mlaștini și lacuri care împânzesc întregul ținut. Fie că mergi pe canale naturale sau artificiale, lacuri sau bălți cu apă limpede, imaginea este fascinantă. N-am greșit dacă am introduce o nouă formă de terapie pentru minte, trup și suflet. Deltoterapie. Delta Dunării este paradisul păsărilor, peștilor și altrestilor. Au fost identificate peste 1200 de specii de plante și de copaci, peste 300 de specii de păsări și 100 de specii de pești iubesc această zonă, inclusă de UNESCO printre rezervațiile biosferei. Delta Dunării poate fi socotită o veritabilă arcă a lui Noe. Cele mai importante specii de pești sunt crapul, plătica, somnul, știuca, bibanul și șalăul. Pe lângă aceștia, în Delta Dunării pătrund și alți pești, cum ar fi cei migratori, nisetrul, păstruga, morunul, scrumbiile de Dunăre. Vegetația este reprezentată în special de stuf, numit gigantul bălților, care ajunge și la 6 metri înălțime. Stuful ocupă o suprafață de 100.000 de hectare, dar întâlnim și viță sălbatică, brădiș, plauri, sălcii, nuferi galbeni și roz, mentă și cucută de apă, cătină, plantații de plop negru, iar între dune sunt păduri încălcite compuse din stejari, plopi albi și cenușii, frasini, ulmi și diverse plante agățătoare.
indiferent de anotimp, Delta Dunării este o destinație potrivită pentru un turism specializat cu diferite teme: turism științific, de aventură, agroturism, turism cultural și educațional. Aici vă puteți liniști și recrea ascultând sunetele naturii, în timp ce vă bucurați de peisajul deosebit și variat. În ceea ce privește fauna ornitologică, este cea mai bogată din lume. Majoritatea speciilor sunt considerate monumente ale naturii. Păsările flamingo, pelicanul creț sau dalmațian, cu fundacul mare, cormoranul pitic, lebede, lopătari, berze, rațe, gâște sălbatice, stârci, egrete, vulturul alb, șoimi și așa mai departe. Pe toate le întâlnim aici.
incluse sunt și mamiferele, vulpi, lupi, mistreți, cerbi, nurci, vidre, iepuri, cai semisălbatici. Pentru ocrotirea florei și faunei rare s-au creat o serie de rezervații și zone de refugiu care se întind pe o suprafață de circa 40.000 de hectare. La Leta există cea mai importantă rezervație forestieră. Unii copaci au chiar și 400 de ani. Pădurea de stejari cu aspecte subtropicale dezvoltată pe dunele de nisip este cea mai mare din Europa. Sunt multe, multe lucruri de spus despre Delta, dar dacă vreți să o înțelegeți mai bine, trebuie să o vedeți și să o auziți. Și fie că vizitați pădurea Letea, Cara Orman, canalul Litkov, satul pescăresc Mila 23, lacul Fortuna, portul și plaja Sulina, tot veți simți că nu e suficient timpul petrecut acolo. Dacă vă echipați cu momeli, undițe și celelalte lucruri necesare pescuitului în zonă, vă veți bucura de încă o delectare. Un ghid experimentat vă va arăta mult mai ușor acest ținut al minunilor naturale.
Ziaristul lui Defri afirma: Delta, o imensă pace, o pace infinită, o vastă întindere de apă și stuf, vastă și reconfortantă, inspirând o liniște și un calm desăvârșit.